Nu, noi am fost colegi de cameră. Da, cu Rednic? Da, da, am avut privilegiul să stau cu el în cameră. Da, un jucător super profesionist. Știm cum era Rednic ca jucător. Zine cum era Rednic în intimitate când stăteați în cameră. Că acolo sunteți puțin diferiți față de imaginea publică. Un băiat simplu, un băiat... Cu ce și ocupa timpul? Citea, asculta muzică clasică de la... Serios? Da, de când era jucător? Da. Mai venea Neluțu pe la noi prin cameră, Neluțu Sabău, mai stăteam la povești, mai depăneam amintiri. Neluțu mai, tot așa serios ca acum sau mai... Super, super serios, super profesionist. Ți-am zis, pentru noi tinerii la vremea aia, a fost un privilegiu să-i avem alături de noi. Am învățat foarte multe. Mi se pare interesant asta cu Rednic, asculta muzică clasică și citea. Probabil, deci avea gusturi rafinate. Mă rog, rafinate prin Belgia. De la el am învățat să beau un pahar de vin bun. Un pahar de franțuzesc, da, roșu. Era mare fan margourile, deci ții minte să bem un margou. Eu după ce am încheiat activitatea de jucător, am fost și în stafful lui 5 ani de zile. Da, începând cu vasul lui, dacă nu mă înșel. Vasul lui, da, atunci am și jucat când a promovat cu vasul lui. Și l-am cunoscut foarte și îl cunosc foarte, zine foarte cu, bine. Zine cu vinul, așa, deci cum zicea, vinul, să bem un pahar de vin bun. Pahar de vin, dar și Nea Mircea, tot timpul, când, dacă venea la noi la Pro Rapid, da, în sala de mese, că era prânz, că era cină, da, era o măsuță și găseai două sticle de vin, sticle de vin alb, sticle de vin roșu și chiar ne încuraja, chiar dacă eram tineri și abia ați mâncat, luați un pahar de vin alb sau un pahar de vin roșu, pentru că e foarte sănătos și un pahar de vin e... Dar Rednic, când îți spunea așa ce să bei și cum să bei, te și lua la mișto un pic în stilul lui, că știi că el are stilul ăsta de a glumi. Da, ironic, dar nu, chiar am avut o relație și, deși n-am mai vorbit de foarte mult timp, am avut o relație foarte, foarte bună cu el, l-am apreciat, îl apreciez și îl voi respecta toată viața, am învățat lucruri extraordinare de la el și... E un antrenor foarte, foarte bun. Bine, adică, până la urmă e dublu campion cu Dinamo și cu Rapid. Da, dar nu neapărat. Da, te întreb altceva. Crezi că stilul ăsta lui, hai să-i spunem, rafinat față de alți fotbaliști, crezi că e cumva învățat de la Mircea Lucescu? Pentru că mulți din generația voastră care răspund spre Lucescu, mai ales la Rapid, povestesc că au fost formați ca indivizi de către Lucescu. Dulca îmi spunea, de exemplu, într-un interviu că Mircea Lucescu l-a oprit într-o dimineață la Pro Rapid și a spus să nu te mai prind îmbrăcat așa, trebuie să ai cămașă, pantaloni, cardigan. Da. Nea Mircea a învățat foarte multe lucruri, nu numai în domeniul sportului, ca să zic așa, și în viața de zi cu zi, cum să ne să fim chipzuiți, să avem un echilibru, să nu cheltuim bani, cum să ne îmbrăcăm, să mergem în locuri frumoase. Țin minte că mi-a rămas în minte și am predat-o și eu mai departe la pe unde am fost ca și antrenor sau conducător și spunea că un bărbat adevărat se cunoaște după pantofi și după ceas. A, interesant. Da, ai tu ceasul ăla la mână. Da. Ce ceas ai? O Audemars Piguet sau ce ai? Pe chinui. Am înțeles. Am învățat lucruri nemaipomenite și sunt mândru că am avut ocazia și pot să zic că am fost privilegiat din punctul ăsta de vedere, ca și ceilalți din perioada și grupul care a fost Rapid, să-l am antrenor pe Mircea Lucescu, un om extraordinar, un om... Când vorbea, deci se făcea liniște, deci, și ce spunea, ne uitam, când ții minte, când a venit la început, când ne spunea ceva, ne acapara pur și simplu și era un Dumnezeu pentru noi. Da, mă bucur și sunt mândru de chestia asta, că l-am avut antrenor. Te întreb altceva. Pe 3 ani, da. Dănuț Lupu cum era și spun de ce te întreb. Pentru că chiar ieri am vorbit, nu-i dau numele că poate nu vrea să-i dau numele, am vorbit cu un fost jucător al Rapidului și în povestea mea zis, Victorie, te rog frumos să mă crezi Lupu. Da. Când era la Rapid, mă bucuram dacă eram în spatele lui să simt mirosul parfumului cu care se dă și eram entuziasmat. Da. Dănuț Lupu e și nașul meu de cunoaște. Așa. Da. Îți dai seama, venea din Italia când a venit de la Rapid. Eu l-am prins când am venit, deci în 95, când am pierdut finala Cupei României cu Petrolul. Uh-huh. Da? Ții minte că el a fost împrumutat de la Brescia și când a venit prima dată, îți dai seama. Și avea stilul pe care știe toată lumea, cu schimba mașinile la 6 luni. Și mașini și îmbrăcat într-un fel. Inele, brățări. Vedea viața altfel, diferit. Bine, și noi, discrepanța cred că era mult mai mare, pentru că acum dacă vii din Italia, ok, și în România sunt oamenii ok îmbrăcați, dar în anii 90 cred că diferența era imensă. Exact,
Exact. Adică la 5 ani după Revoluție să vii cu, nu știu, mașini... Ce mașini avea, mai știi? De nu mai știu că le schimba la lună, da. Le schimba la lună, da. Îmbrăcat într-un fel. Da, cine era cel mai bine îmbrăcat de la Rapid din perioada în care ai fost tu? Numărul 1, dacă ar fi să zici, bă, la ăla mă uitam. Numărul 1? Da. Păi nu pot să zici, că și, adică aveau stiluri diferite. Așa. Da? Asta, lupul mai extravagant. Așa, așa. Cămăși, da. Pantofi. Neluțu Sabău, rednic mai serioși, mai sobri. Da. Nea Mircea, așa, un binare de clasic și stil italian, că venea tot din... Pardon, din Italia, da. Stiluri diferite, fiecare... Ție care îți plăcea cel mai mult ca stil așa, dintre ei? Din perioada aia, îmi plăcea tot timpul când apărea Nea Mircea cu așa. Cămașe, sacou, fără cravată, aha, pantofi italienești. A, era cumva modern așa, fără cravată. Exact, exact. Adică nu eram neapărat atent la... Noi aveam alte preocupări. Da. Noi eram preocupați și disperați, în ghilimele, să furăm de la ei, să ajungem și noi la nivelul de unde veneau ei, ceva da, gen. Da, da. Dar, na, fiecare fura. Era moda Italia pe atunci, cred, da, la putere, da, da, nu? Tot timpul e moda Italia. Tot timpul da, e, nu mă rințeată. Dar nu pot să zici că, bă, mie îmi plăcea la și... Uh-huh. Oricum, toți jucătorii care eram la Rapid în perioada aia aveam personalitate.